Cutremurele devastatoare din Turcia și Siria au înspăimântat o lume întreagă. Mulți români se întreabă acum dacă există posibilitatea unui cutremur atât de mare și la noi în țară, iar Mihai Diaconescu, seismolog, vine cu precizări în acest sens. Eu zic că este posibil să se întâmple. Nu s-a mai produs un cutremur de 7 grade din 1990, când au fost cele două cutremure. Inițial, unul a fost creditat cu 6,9 grade, iar americanii de la USGS îl creditează cu 7,1. Sunt 32 de ani, deci ar putea să se producă și la noi, mai ales că nu am sesizat ca din 2004 încoace să se mai producă un cutremur de 6 grade, de exemplu, a spus Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Expertul a spus că seismele dese și mici care afectează România, în mod deosebit zona seismică Vrancea, nu eliberează din tensiunile acumulate. Nu, cutremurele acestea care au avut loc au fost superficiale, undeva în jur de 20 de kilometri. Ori la noi, cel puțin până acum, cutremurele de peste 7 grade au fost generate la adâncimi mari, peste 90 de kilometri, a explicat Mihai Diaconescu. Reamintim că Turcia și Siria au fost lovite luni de două cutremure devastatoare și de mai multe replici. Primul cutremur mare, cu magnitudinea de 7,8, a lovit luni sudul Turciei, relatează România.net.